Incident șocant la spitalul de urgență din Vaslui. Un bărbat de 69 de ani a murit după ce s-a aruncat de la etajul al treilea al unității medicale. Poliția a deschis un dosar pentru ucidere din culpă. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Bărbatul în vârstă de 69 de ani era internat în secția de cardiologie a Spitalului Județean de Urgență Vaslui. Noaptea trecută, pacientul s-a aruncat în gol de la etajul al treilea al acestei unități medicale. Gestul bărbatului ar fi avut loc după ce aflase că avea să fie mutat într-un alt salon. De la cardiologie urma să fie dus pe secția suspecțiilor COVID. Deodată ar fi devenit agitat, ar fi fugărit personalul medical și ar fi fugit pe scări potrivit medicilor Spitalului Județean Vaslui, citați de newsvaslui.ro. Un medic a sunat la poartă, dar până au venit cei de la pază, pacientul a coborât la etajul 3 și s-a aruncat de pe scara de incendiu. În acest caz, au fost sesizați reprezentanții Inspectoratului de Poliție și a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.